Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul verii te va mulțumi indiferent ce constelație te patronizează. În special, vei putea să-ți eficientizezi activitățile profesionale și, în sfârșit, să obții creșterea mult așteptată sau să-ți sporești în mod serios veniturile. Nu-ți fie teamă de concurență, vremea caldă din iunie este relaxantă și nu contribuie la fapte eroice. Fă ce, ce ai de făcut, ascultă sfatul altor persoane, dar nu considera că ai obținut adevărul final. Vara începe cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava pe 2 iunie și durează până la Sfânta Maria Mică, adică pe 8 septembrie. Numele lunii iunie, în latină Iunius, vine de la zeița Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea femeilor măritate. Poate de asta se crede că nunțele făcute în iunie duc la cupluri durabile. Luna iunie popular se numește iuniu, cireșar sau cireșariu. Sărbătorile importante luna iunie sunt pe 2 iunie Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, pe 24 iunie Sânzienele sau Drăgaica, pe 29 iunie Sfinții Apostol Petru și Pavel sau Sunt Petru de Vara. Săptămâna aceasta poate adăuga pasiune și foc la relațiile cu membrii de sex opus. Romantismul te va înconjura literalmente peste tot, atât acasă cât și la locul de muncă. Dacă nu ai legături de familie, nu rata această ocazie uimitoare de a scăpa de singurătate. În plus, în această săptămână, succese majore în carieră nu sunt excluse. Dacă în ultimul timp ți-ai stabilit un obiectiv global pentru a obține o poziție promițătoare prin toate mijloacele, în următoarele câteva zile poți lucra din greu și vei uita de lenerie. Într-un cuvânt, cu îndrăzneală înainte și vei reuși cu siguranță. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, e timpul să pleci. Săptămâna este perfectă pentru tot felul de călătorii. În cele din urmă, orice călătorie este o mare șansă de a întâlni oameni interesanți. Dacă la locul de muncă va apărea o fricțiune cu colegii, încearcă să nu-ți pierzi cumpătul. Toți oamenii sunt diferiți și fiecare are anumite păcate. Uite-te la situație dintr-un unghi diferit. Lupta în această perioadă nu este deloc recomandată. Va fi dificil să te ridici. Fă ceva creativ pentru a te calma. Astrale insistă, ar trebui să aștepți și să vezi cum se vor desfășura lucrurile fără participarea ta. Acest lucru poate aduce rezultate foarte interesante. Este posibil ca în încercarea de a scăpa în cele din urmă de lipsa de bani, vei obține un al doilea loc de muncă. Această muncă pentru binele viitorului tău strălucitor va fi cauza oboselii tale extreme. Cupidon este răutăcios, în special pentru fanii tăi. El a pus deoparte o torbă groasă de săgeți, pregătește-te pentru faptul că cercul prietenilor se va extinde semnificativ. Marți te poți dărui cu reticență partenerului, iar ziua este puțin probabil să se încheie în mod pașnic. Respectă interesele jumătății tale. Joi nu-ți va aduce banii așteptați, ei pot apărea doar de vineri încolo. Dacă ai suferit recent de boală, poți conta pe o recuperare rapidă. În același timp, nu uita să respecti recomandările medicale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în această săptămână îți poți consolida în mod semnificativ autoritatea și poți câștiga un mare respect de la alții. Vei putea demonstra profesionalismul tău de negarat și de această dată va fi apreciat. Poți primi laude publice pentru eforturile tale. Nu treci la implementarea proiectelor proprii de una singură și fi persoanelor care te susțin, nu acorda prea multă atenție altora care tu crezi că te sfătuiesc. Asculte numai cei mai apropiați prieteni care îți pot da o evaluare obiectivă a activităților tale, fără a-ți umfla ego-ul. Dacă ești chinuită de un sentiment de singurătate, stelele te sfătuiesc să te refugiezi temporar sub aripa fostei pasiuni. Vechiul atașament îți va da putere spirituală, poți face o pauză de la căutarea sufletului pereche, dar nu renunța la noi cunoscuți. Poți începe să înțelegi în sfârșit ce ce vrei cu adevărat și aceasta va fi crearea unei familii. Dacă ești căsătorită, poți fi alarmată de o întrebare personală. Există un risc ridicat de conflicte în familie sau discorde în afecțiune. Iați ceva timp pentru a rezolva complet problema. Stelele te sfătuiesc să nu dai bani cu împrumut, banii nu se vor întoarce. Dar invitarea prietenilor să te viziteze merită, îți va fi de folos. Săptămâna aceasta nu este recomandat să faci mișcări zdrobitoare în sens fizic, să abuzezi de mâncăruri picante și să te răsfeți cu obiceiuri proaste. La sfârșitul săptămânii, asigură-te că ieși din casă. Bucură-te de socializare cu prietenii și vecinii în aer liber. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, o săptămână potrivită pentru a găsi soluții, dar prin acțiunea directă poți obține efectul exact opus. Flexibilitatea și diplomația în anumite situații vor fi un mare plus. Dacă ți este frică să te fii împotmolit în rutina familiei, atunci ia totul în propriile mâini și află ce poți face în afară de obiceiurile obișnuite ale gospodăriei. Vei vedea cât de bucuros vor fi primite ideile tale. Vei deveni o adevărată salvatoare pentru cei dragi. În timp ce te vei fi angajat în gospodărie, pur și simplu nu vei avea timp să elimini problemele personale. Va trebui să înțelegi că îi poți jigni pe cei dragi cu comportamentul tău. Și acest lucru se poate întâmpla în fiecare zi, dacă ai o dispoziție proastă. Ar trebui să păstrezi cu strictețe controlul propriilor tale cuvinte prin angajarea în dialog obusitor. Dacă ești singură, te poate aștepta o relație cu o persoană care are un statut social destul de mare. Această legătură îți va oferi multă perspectivă. Dar fii prudentă! respectă cadrul de decență și nu construi planuri pe termen lung, altfel vei fi dezamăgită. Dacă visezi la o slujbă bună, este logic să cauți ajutor de la cei care au legături utile. Acționează cu înțelepciune, nu cu presiune. În weekend este de așteptat o excursie la rudele care locuiesc în afara orașului. Timpul petrecut în aerul curat, înconjurată de cei dragi, va fi mai mult decât o simplă recompensă. Astrele îți recomandă. În weekend, atenție la rude. Există o întrebare care trebuie abordată urgent. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC toate depind de propria ta dispoziție. Și dacă la începutul săptămânii totul este foarte pozitiv, până la sfârșitul acestei perioade poți fi nemulțumită de viața personală. Sunt necesare schimbări, dar poate că nu înțelegi în ce parte să continui. Potrivit astrelor, ar fi mai bine să vorbești sincer cu cel iubit miercuri și să luați o decizie comună. Tu ești obișnuită să te bazezi pe mintea ta în totul, dar un răgaz nu doare. Evită oamenii ipocriți care doresc să profite de bunătatea ta și să te folosească în scopuri de mercenare. Nu trebuie să rămâi surde la sfaturile intuiției tale. În această săptămână nu este recomandat să cauți aleați din rândul colegilor tăi, deci poți evita trădare de către o persoană care crezi că este întotdeauna de încredere. În plus, în zilele următoare controlează-ți starea de spirit mai des. Va fi o rușine dacă la începutul verii vei fi posedată de melancolie fără cauză. Pentru a preveni acest lucru, cel puțin periodic ieși sau participa la evenimente de divertisment. Sănătatea unei rude apropiate poate deveni o preocupare majoră în zilele următoare. Ajutându-te într-o serie de preocupări familiale, există riscul de a pierde o șansă profitabilă asociată cu cariera sau afacerile. În această săptămână, dacă ești singură, poți avea o șansă minunată de a-ți întâlni pasiunea și de a începe relația cu ea. Venus și Saturn îți vor da nu numai fericirea pierdută, ci și consolidarea Uniunii. Este logic să manifesti o îngrijorare crescută pentru frumusețea ta, deosebit de importantă dacă tu cauți atenția sexului opus. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta poți deveni din nou dragă destinului, așa de bine vor merge toate. La locul de muncă ești în căutare și ca un profesionist excelent și ca o persoană cu care este frumos să vorbești. Aceste calități îți atrag norocul ca un magnet. Dar regula bumerangului va acționa în tot ceea ce vei face și vei spune. Ține minte, totul se va întoarce. În timpul săptămânii nu da liber emoțiilor negative, chiar dacă colegii și șeful păreau că vizează să te deranjeze. Acum ei au dificultăți temporare care nu au nicio legătură cu tine. Această săptămână poate deschide o serie de perspective atractive care afectează sfera finanțelor. Este posibil ca o persoană de rang înalt să te contacteze cu o propunere de a începe un proiect comun sau de a intra în cooperare pe termen lung. Dacă utilizezi această șansă, cu siguranță vei deschide ușa spre prosperitatea financiară. Bineînțeles, de dragul acestui vis va trebui totuși să muncești din greu. Miercuri, banii primiți pot dispărea instantaneu, dar poți fi mulțumită de achizițiile tale. Astrele avertizează, Vineri trebuie să fii atentă, conflictele pot fi exacerbate exact unde nu ai putea să te aștepți. Conexiunile secrete pot deveni deosebit de atractive pentru tine. Cel mai probabil va trebui să alegi între un partener dedicat, dar plictisitor, și o persoană non-permanentă, proprietara unui depozit romantic. Cel mai probabil vei face o alegere în favoarea pasiunii și romantismului. Viața personală poate fi plină de experiență de dragoste și de sentimente reciproce dacă ești într-o relație sau dacă ești căsătorită. Dacă nu reușești să-ți temperezi pasiunea, cel puțin asigură-te că nu culegi mere acre, mai ales dacă nu ai decis serios să încerci ca părinte. În dietă ar fi bine să fii moderată, chiar dacă te dovedești a fi o gazdă ospitalieră în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, Aerul în aceste zile poate fi saturat cu tensiune. În această săptămână nu ești imună la senzații tari și surprize. Probabil toate cele spuse mai devreme vor avea o conotație pozitivă și vor conduce la o îmbunătățire a calității vieții. Tu te aștepți la o mulțime de miracole, dar va trebui să încerci. Începe cu ce este mai simplu, imaginea proprie. Vara necesită vopsele în mai multe culori, iar hainele de birou plictisitoare pot fi transformate într-o îmbrăcăminte de afaceri complet corectă și moderată. Dar nu merge prea departe, altfel ai putea deveni participant a unei povești de dragoste. Reține că concurenții tăi vor fi deosebit de activi și vor acționa mascați. Datorită muncii poți apărea rar între pereții casei, însă șuterea ta aici aproape se va termina într-o argumentare majoră. Indiferent cât de tare încerci, rudele nu vor înțelege de ce ești așa de ascuțită și absentă. Nu vei putea obține sprijin și căldură spirituală de la ei, ceea ce poate adânci diferențele. În a doua jumătate a săptămânii te poți aștepta să fii vizitată de alte rude. Cel mai probabil va fi o vizită neplanificată și va trebui să arăți miracole de ospitalitate. În această săptămână, dacă te numeri printre vedetele singure, ți se poate oferi ocazia de a începe o poveste de dragoste. Neptun îți va oferi o relație nouă, plină de sensibilitate și dragoste, iar Saturn, la rândul său, îți va da șansa de a te împăca cu o fostă pasiune. Ce să alegi? În această săptămână poți rămâne gravidă. Poate că ar fi bine să reții acest lucru. La sfârșit de săptămână, mergi mai întâi la cumpărături și apoi vizitează prietenii apropiați. Vor putea să te înveselească și vei uita de unele probleme. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța ești atât de echilibrată și de concentrată încât această atitudine va dura întreaga săptămână. Starea ta de spirit nu va depinde de ceilalți. Circumstanțele vor fi în favoarea ta. Succesul este așteptat chiar și în acele zone unde nu ai reușit anterior. Probabil, succesul profesional ulterior va depinde de activitate și presiunea. Timiditatea este contraindicată, dar și îndoiala de sine sau lipsa de acțiune. În afacerile personale ar trebui să te comporți în funcție de situație. Ziua cea mai intensă este joi, o mulțime de întâlniri, negocieri, probabil semnarea unui document legal de primirea de bani în viitor. Excitarea personală te ocolește, ești plină de speranță pentru viitor și te așteaptă o întâlnire care ar trebui să se întâmple sâmbătă. Poți deveni brusc interesată de activități sociale și poți participa cu bunăvoință la un eveniment relația cu partenerii va fi perfectă. Te străduiești să ții sus ștacheta, dar în viața de familie acest lucru nu este întotdeauna bun. Arată celor dragi că și tu poți fi o persoană obișnuită cu slăbiciuni obișnuite. Acest lucru va ușura tensiunea în relație. Permite membrelor familiei să îndeplinească anumite sarcini și nu corecta ceea ce s-a făcut. În această săptămână poți fi simpatizată de o persoană care lucrează undeva în apropiere sau cu care te întâlnești adesea din cauza serviciului. A rezista tentației de a începe o poveste de serviciu care îți va lumina zilele lucrătoare va fi incredibil de dificilă. Sâmbătă și duminica ar trebui petrecute într-o excursie în natură. Scapă de plictiseala petrecerei timpului liber, călătorește sau lucrează în grădina ta de flori. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, în această săptămână te așteaptă multe momente plăcute. Cel mai probabil vor veni de la cei dragi și colegi de muncă. Ai o intuiție foarte dezvoltată, nu te îngrijo abilitățile naturale și ai încredere în vocea ta interioară. Săptămâna îți poate oferi o oportunitate de a achita datoriile și de a cumpăra câteva lucruri necesare în gospodărie. Cu toate acestea, nu pierde banii printre degete, ci mai degrabă fi puțin mai reținută. La muncă, indiferent ce faci, nu vei vedea rezultatul imediat, dar poți menține relații bune cu colegii. Cariera și afacerile financiare se vor duce ușurel în poziții secundare. Mult mai importante pentru tine vor fi viața și romanul personal. O cunoștință accidentală în această săptămână poate fi fatală. Prin urmare, fii atentă la cei cu care te întâlnești pe drum. Un alt eveniment al săptămânii poate fi o întoarcere la o relație veche și dovedită. Cu cine îți vei conecta viitorul depinde de tine. Nu abuza de hrana fast-food și nu-ți face griji suplimentare în restaurante dubioase există un risc ridicat de infecții gastrointestinale. Mai aproape de weekend, poate exista o dorință de schimbare. Acesta este momentul potrivit pentru experimentele stilistice până la o schimbare cardinală a colorii părului și a dulapului. Sub interzicere strictă este încercarea de a te compara cu altcineva. Weekendul poate fi puțin dezordonat, obosești, dar vei avea impresii strălucitoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, stelele îți oferă unde verde. Poți începe orice, chiar și cea mai nebună aventură. La locul de muncă te poți bucura de respectul bine meritat al colegilor. Cu toate acestea, o astfel de atitudine îți poate inspira cu un sentiment de superioritate. Urmărește cu atenție tot ceea ce spui uneori e mai bine să rămâi tăcută. Potrivit astrelor, poți începe să te gândești la schimbarea locului de muncă sau să ți se ofere un loc de muncă foarte neașteptat. Vineri poți da un răspuns preliminar că ești de acord. Finalizează-ți planurile și nu te împrăștia în multe alte lucruri. Lucrează în mod consecvent și metodic. Acesta este sfatul imperativ al planetelor. Pretenia te va copleși toată săptămâna chiar și străinii te vor găsi irezistibilă. Ce se spun despre solicitanțe de mână și de inimă? Pur și simplu nu pot rezista farmecului tău. În această săptămână, Venus și Neptun pot nu numai să-ți faciliteze întâlnirea cu pereca potrivită, dar și să-ți ia mințile. Înainte de a merge cu capul înainte într-o afacere pasională, gândește-te ce pierzi cu această pantalunecoasă. Până la urmă, relația existentă poate suferi foarte mult. Dacă intenționezi să mergi într-o călătorie, ar trebui să verifici din nou conținutul valizelor. Rudele cel mai probabil te invite să le vizitezi la sfârșit de săptămână. Derogările nu sunt acceptate, este o perioadă traumatică, ai grijă în ce te bagi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, în această săptămână norocul depinde de tine, sau mai degrabă de credința ta în tine însăți. Poți fi intenționată, dar puțin contradictorie, și aceasta este cauza majorității problemelor. Chiar dacă acum dorești să te plângi, nu o face. În această perioadă este necesar să suporți toate sarcinile și eșecurile. În această săptămână nu este recomandat să efectuezi tranzacții imobiliare. Cumpărarea și vânzarea de proprietăți personale și a altor tranzacții vor aduce un rezultat pe care nu le aștepți. Mai mult, nu este vorba doar de riscul de a pierde banii pe care i-ai investit în imobiliare. Este posibil ca problemele pentru tine să înceapă la scurt timp după mutare. Este necesar să-ți reorganizezi treburile și să iei decizii nestandardizate care se pot referi la locul de muncă sau la educația primită. La locul de muncă acum nu este atmosfera cea mai confortabilă. Toți nervoși, tensionați și se străduiesc parcă să plece mai repede la mare. În a doua jumătate a săptămânii, situația va începe să se îmbunătățească. Mai mult decât atât, succesul în sfera financiară va fi plăcut. Sunt posibile încasări numerar, în această săptămână este momentul pașilor cardinale în parteneriate. În momentul de față poți stabili data pentru ceremonia de nuntă, te poți adresa biroului de înregistrare sau îți poți prezenta pasiunea rudelor. De asemenea, această perioadă este ideală pentru prima declarație de dragoste. Potrivit astrelor, îți poți dedica cu adevărat timpul unei persoane care ți este foarte dragă, să petreceți împreună weekendul. Te poți aștepta la daruri și confesiuni. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Pentru tine a sosit momentul când deciziile pe care le ei pot afecta soarta. Astrele avertizează încearcă să nu te grăbești, să fii mai atentă, să nu faci promisiuni și să nu trimiți scrisori sau mesaje inutile. Toate situațiile pot fi dinamice, dar vor respecta regula bumerangului. Energie și imaginația ta neobișnuită poate depăși așteptările tale cele mai sălbatice. Stelele te sfătuiesc să nu-ți deschizi sufletul către toți cei care îi crezi empatici. Prin urmare, păstrează-ți limitele personale și nu spune nimănui despre planurile tale. Potrivit astrelor, dificultăți mărunte cu banii pot să apară dacă tragi de timp și se poate chiar și mai rău. Problema este că nu vei pierde timp pentru nimic altceva decât pentru a te relaxa. Aceasta este o tactică greșită. Lenea poate ruina complet relația cu cei dragi nu poți să taci când unul din acești oameni încearcă din nou să te rănească pentru delăsarea ta. Poți primi apeluri nesfârșite de la rude cu solicitări, amenințări și alte încercări de a influența cumva situația. Dacă nu ai început încă o poveste de dragoste, rezistă tentației de a începe de data asta. Chiar dacă inima este copleșită de dorința de a fi aproape de obiectul simpatiei și dacă această pasiune te absoarbe din ce în ce mai mult, fă o pauză până cel puțin pe 21 iunie. Verifică puterea sentimentelor partenerului. Mai aproape de sfârșitul săptămânii este de așteptat o creștere a atractivității pentru sexul opus, ca urmare a faptului că weekendul va fi destul de romantic. Drept urmare, cărătoriile, cumpărăturile te pot scoate literalmente din monotonia. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Pești În această săptămână nu ar trebui să te bazezi doar pe noroc. Inacțiunea este echivalentă cu admiterea în mod voluntar a unei pierderi, în special în materie profesională. Impuneți ambițiile personale cu vocetare și nu-ți fie frică să te implici serios. Șefii nu sunt gata să aștepte până când îți vei aduna gândurile și vei începe să lucrezi. Mai mult decât atât, poți avea multe idei și toate sunt foarte promițătoare. Aceasta este perioada în care vei simți energia puternică venită din interior. Pune un zâmbet luminos pe fața ta și vei cuceri lumea. Sunt pe cer avertismente că te poți confrunta cu o perioadă de tragedie personală și, cel mai probabil, poate fi asociată cu o iubire nefericită. Poți fi gata să faci orice concesii, dar acum relația este dificil de restaurat pentru că trebuie să o înțelegi și să o simți. Depășește luni propriile tale superstiții, iar în familie totul va deveni armonios. Fii optimistă și deschisă. Ai mare grijă deoarece poți în modul cel mai serios să uiți de vechile tale obligații. Venus și Neptun îți vor umple pasiunea în tonuri blânde, așa că va fi dificil să te opui, o mulțime de fani se străduiesc să te surprindă cu fapte romantice. De joi încolo poți deveni mult mai liniștită și mai încrezătoare în tine însăți și toate temerele tale interioare vor dispărea fără urmă. Chiar mai mult joi poate aduce comunicarea ferească cu partenerul tău, deoarece romantismul se va întoarce din nou în cuplu. Această săptămână nu este potrivită pentru operațiunile imobiliare, pentru găsirea unui nou loc de muncă și pentru achiziționarea de vehicule personale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?